Bună seara, dragii mei, sunt Arotela cu o nouă etalare pentru unii dintre voi, dintre noi. Haideți să vedem. Dacă o să fie frumoasă, aș vrea să fac și o parte din această etalare. Dacă nu este, în fine, sper să mă ocolească situațiile neplăcute. În fine, ideea este să manifestăm ceva frumos, așadar, eu pornesc cu sufletul deschis către frumos. Haideți să vedem situația unora dintre voi. Dintre voi și da, situația. Nu mai separ pe energii divine, situația unora dintre voi. În acest moment, situația unora dintre voi, în acest moment. Femei, bărbați, o vedeați. Situația unora dintre voi, în această perioadă. Interesant. Se leagă oarecum și de ce mi-a venit mai devreme. Trei de bute, regele de monede sau maturitate și lumea sau completare. Parcă completion. Sper că am tradus corect. Interesant este că seria de cărți pe care o voi folosi în timp pentru această etalare, în timp ce am amestecat, înainte să începe tarare, trebuie să spun și chestia asta. În timp ce am amestecat, a venit steaua și lumea. Steaua și lumea, interesant. Unii dintre voi probabil că sunteți chemați să străluciți undeva deasupra lumii sau într-un mediu virtual. Poate, dacă nu ați făcut nimic în acest sens, sunteți chemați să faceți ceva în acest sens, pentru că la capătul setului de cărți apare bunul. Să luați de la zero într-un domeniu care se va manifesta dincolo de granițele în care trăiți. Zero și lumea spune că încheiați un capitol, trebuie să începeți un altul cu încredere, cu viziune amplă, foarte amplă. Repet, să treceți de granițele casei, a adresei, a, eu știu, familiei, a tradițiilor, trebuie să vă extindeți într-un fel sau altul, viziunea, în general, credința, trebuie să se manifeste într-un nou fel, de acum încolo, nou capitol în care manifestați credința și destinul, misiunea voastră. Dar, repet, pentru unii, încheierea pe care o finalizați acum, o trăiți, pentru că aveți lumea de două ori, vă aduce mai aproape de destinul vostru, ori, interesant cum simt acum și cu celelalte cărți, posibil să vină cineva de la drum pe care i-ați așteptat sau ați sperat sau ați anticipat că trei de bâte are o viziune optimistă despre ce vrea să vină, apropo de ce am zis mai devreme. Haideți să gândim frumos ca să și atragem frumosul și binele. Încheierea capitolului sau capitolelor, voi le știți, fiecare are capitole sale în lumea sa, va atrage stabilitate financiară, va atrage eventual pentru unele persoane un partener stabil, regele de monede, un partener stabil, matur, care vă este predestinat și pe care l-ați așteptat, ați anticipat, l-ați manifestat într-un anume fel, felul în care ați acționat în ultima vreme, faptul că ați avut curajul să încheiați acele capitole, să intrați pe vindecare, că asta înseamnă vindecare, da? Pe căutarea destinului vostru, toate aceste gesturi au fost acțiuni prin care ați manifestat această atracție. Sau mai bine zis, această persoană, ori dacă nu-i persoana, regele de monede să fie o stare de echilibru financiar, de reușită profesională și, repet, ca să vă intre bine în cap, cu potențial caut cuvântul. Internațional, da, cu potențial internațional.
Deci, un nou capitol. Interesant. În spatele acestui capitol, Marele Preot. Ieșiți, interesant, este cinciul pe care l-a manifestat anul trecut. Schimbările de viziune, despre credință, despre tradiții, despre învățătură, despre educație, despre colaborare, despre creștere, despre creativitate, sunt multe. Inclusiv restricțiile pe care le trăim cu toate cele pe care le-am exprimat mai devreme. Pentru că toate vin și cu o latură negativă. Schimbați macazul. Schimbați macazul, interesant. Unii dintre voi. Dar asta v-am vrut să vă arăt cum s-au completat cele două cărți într-un fel sau altul cu cele în care sunteți acum. Da? Am văzut și temperanța, parcă, în timp ce am amestecat acum cărțile. Posibil că așteptați de mult timp această stabilitate, această maturitate a unor proiecte. Interesant. Vine piesa care lipsește. Mai lipsește o singură piesă. Mai lipsește în viața unora dintre voi, poate o singură persoană, stabilă, matură, care are abundență, mai mare sau mai mică decât voi, oricum și voi sunteți într-o oarecare abundență și stabilitate financiară. Oarecare, variabilă, de la om la om. Dar mai lipsește o singură piesă, un personaj care să fie asemănător cu voi. Varianta mai bună sau varianta în prelucrare, să nu zic mai puțin bună, în prelucrare. Îmi place foarte mult cartea asta. N-aș fi zis că reprezintă regele de monede, dar după cum arată cartea, n-am cum să o descriu decât ca pe un personaj optimist care iubește culoarea, iubește viața, iubește natura, foarte potrivit pentru o împărăteasă. Un personaj conectat la energiile sale interioare. Aș vrea să cred că sunteți voi în acest nou capitol și stând în această energie, repet, stabilă, frumoasă, curată, pe alocuri vindecată, mai lipsește o singură piesă. În grădina voastră interioară, da? Pe care o așteptați să vină de la distanță. O, ce frumos, interesant, cum s-a oprit mai la vis. E un vis frumos. Poate i-ați visat, poate i-ați visat cu ochii deschiși. Ați visat un cuplu special, 6 de cupe, un personaj posibil pentru unii din copilărie, din tinerețe, dintr-un mediu familiar sau un personaj cu care simțiți, anticipați că ați mai trăit cândva ceva frumos într-o altă viață, într-o altă dimensiune și acel frumos ar trebui să se continue acum, în această viață, în acest nou capitol pe care îl deschideți. Încheiați capitolul, puneți piesa și deschideți un alt capitol care reprezintă manifestarea unui vis frumos, a unui cuplu fericit. Mura? A unui cuplu fericit. A unui cuplu care se simte, se apreciază, se simte și la distanță, că lumea înseamnă distanță și stea înseamnă distanță, se simte și la distanță, se simte, chiar dacă nu se cunosc, cei doi se simt că sunt pe acest pământ și urmează să se întâlnească. Fiecare într-un colț al lumii, fiecare cu experiențele sale, cu maturitatea sa, cu grădina sa interioară, cu capitolele sale și cu, cum îi spune jocului, probabil că un pic cam târziu, dar îi spune într-un fel. Puzzle, da, puzzle. Fiecare cu puzzle-ul său. Și cu cicatricile sale, interesant. Cu lipsurile sale. Dar rezultatul final este o persoană completă și două persoane complete dau bine împreună.
Interesant, existență, 1, magicianul, am văzut 0 și 1. Anticipați, simțiți că e pe cale să se întâmple, ar cam fi timpul, ca unii posibil că așteptați de mai mult timp, să se întâmple ceva special în viața voastră, să vină cineva posibil, să vină cineva deosebit în viața voastră. Hai să vedem în această serie de cărți. Ce alt mesaj mai primiți? Dragii mei ascultători, nu, dragile mele ascultătoare și dragii mei ascultători, că așa e frumos. Doamnelor, domnișoarelor și domnilor, mesaj. Ah, interesant, am păstrat, mai ce chestie, vedeți? Asta este un set de cărți cu flori și cu mesaje, da? Și când a venit setul de cărți, am zis să păstrez și cartea aceasta, în care se vorbește despre autor. Și am zis, în momentul în care vine, trebuie să transmit acest mesaj. Că trebuie să fiți autorii, apropo de cea mai, ce frumoasă corespondență, sincronicitate. Să fiți autorul grădinii voastre și nu întâmplător, în aceste de cărți am numai flori, da? Numai flori. Și aici, regele de monede, maturitatea, vedeți cum este reprezentat. Interesant. De ce simt, eu știu, când vom vedea, sau îmi puteți spune, dacă vine un personaj care este, din punct de vedere financiar, foarte bine, foarte bine, și profesional, dar și financiar, din punct de vedere estetic, îi place foarte mult să... Îi place, nu știu cât de foarte mult, dar îi place măcar uneori să poarte casa de modă. Imediat vă zic. E o casă de modă. Care, în timp ce vorbeam, mi-a venit pe urmă, a dispărut informația. Cu V, Versace, parcă. Da. Autorul, trebuie să fiți voi. Voi trebuie să fiți... Ce înseamnă să fii autor? Să creezi, să vă creați viața voastră, grădina voastră, în care nu aveți doar flori, aveți și plante medicinale, da? Nu aveți doar chestiuni decorative, aveți și plante utile, aveți și pom, nu doar flori, dar nu doar plante. Aveți și legume, că asta înseamnă o grădină completă. Să fiți creatorul grădinii voastre interioare, să fiți creatorul vieții voastre. Frumosă, frumosă. Și când e vorba de grădină, iar pentru cine practică, eu practic am fost învățată, am fost crescută la curte și am învățat destul de multe în această privință. Trebuie să ai grijă unde plantezi anumite flori, unele, sau plante, whatever. Unele au nevoie de umbră, altele au nevoie de soare, unele au nevoie de mai multă apă, altele au nevoie de mai puțină apă. Unele dau bine împreună pentru că se protejează, se susțin, se protejează de gângănii, da? De atacurile negative. Iar e un lucru care trebuie să meditați. Dacă vă hotărâți să fiți grădinarul vostru. O floare și doi grădinari? Ha! Interesant de ce o fi. Probabil că sunt două persoane care vă iubesc. În fine. Cred că era un film prin copilărie să uitau ai mei. Interesant. Honey, nu știu, o să traduc denumirea florilor. În română nu dau seama ce ar putea să fie. Dar spune așa. Fericire domestică și afecțiune devotată sau loială. Regele de monede are aceste atribute. Și voi le aveți. Am zis, voi începeți să intrați în această vibrație și intrând în această vibrație în care apreciați și casa și locul de muncă și oamenii ca pe o anumită, ca pe familia voastră, prietenii, oamenii cu care lucrați, colaboratorii, ascultătorii mei, da? Suntem o familie, sunteți o familie pentru mine, nu știu cum sunt eu pentru voi, dar pentru mine sunteți o familie, unii mai ales care sunteți de aici, de la începutul acestui canal, deja v-am integrat în grădina mea. Asta vreau să spun. Familia
nu este cea tradițională de care am scăpat, ci cea pe care o creezi tu, omule, creator. Da. Destin, ia uite. Camelia și destinul. Acum văd în spate. Destinul va aduce o persoană serioasă cu care puteți să creați lucruri de lungă durată, colaborări. Poate chiar o căsnicie, dacă nu doar colaborare. Frumos. Frumos. Hai să vedem acum. Asta e situația în care sunteți. Aici este un mesaj în plus și ultima experiență va ajuta să găsiți ultimele piese pentru acest puzzle. Să încheiați capitolul mai repede ca să începeți ceva nou. Așadar, dragii mei, orice ar fi această experiență, nu suferiți mai mult decât e cazul. Pentru că un vis frumos vă așteaptă să-l manifestați, da? Manifestare. Un vis pe care vi l-ați dorit de mult timp. Poate vi l-a spus când, știți, când pică stelele, ne punem o dorință. Și cine știe când a spus? La 14 ani, la 20 de ani, la 5 ani și vine acum visul la eu știu câți ani aveți. Așa că necunoscute sunt căile Domnului și mare grădina, grădina ta, Doamne. 10 de băte. Aici cred că este întunericul prin care ați umblat și v-ați găsit lumina. Și acum încheiați această călătorie cu multe responsabilități, cu multe situații care v-au apăsat, v-au consumat. Trei de băte. Interesant de dur, trei de băte. Patru de monede. Cavalerul de cupe. Doi de spade. Vai, ce frumos asul de cupe. Îmi place. Îmi place. Hai să și clarificăm. Ia imediat. Șase de băte. Vine cineva să vă cucerească sau cineva care atrage atenția, va atrage și vouă atenția, dar vă atrage într-un mod special. Cineva v-a ales doi de băte. La locul de muncă, a ales între locul de muncă și a venit spre voi. Interesant. Foarte frumos. Ia uite, îndrăgostiții. Vedeți? Sunt aici îndrăgostiții. Îndrăgostiții. Ia, ce mai este? Patru de spade. Au stat și s-au gândit bine înainte să vă aleagă. Dar pentru că eu simt că pentru unii o să vină cineva. Este un as, este ceva nou. Da, știu, ține și de vindecarea noastră, a voastră. Am discutat despre asta chiar de la început, de când am discutat jos peste ea. Dar simt că vine cineva. Cineva pe care, repet, îi așteptați de mult timp. V-ați uitat în zare cu binoclu, peste binoclu, peste binoclu și câte două, trei ochelari de vedere. De ce zic asta? Ca să atrage, să vedeți mai bine de la distanță. Să anticipați, mai merită așteptarea, ați așteptat de mult timp. Dar vine. Și ce este frumos este că v-ați păstrat lumina. Și este bine, pentru că dacă nu vă păstrați lumina, nu vă putea depista în această călătorie, în întuneric, prin probleme, da? Prin lume. Mai ales în această perioadă în lume sunt destule probleme. Cineva ține la voi. Și vrea să vină să comunice cât de prețioși sunteți. Pus de bani deoparte, pentru unii probabil că cineva a pus bani deoparte ca să poată să vină mai repede înspre voi și să manifeste.
o nouă poveste de dragoste, asul de cupe. O nouă poveste de dragoste. Dar e interesant cum aceste de cărți, doi de spade, nu mai are spadele încrucișate. Cu alte cuvinte, nu este o energie care blochează, se deschide. Poate că a fost blocat înainte, acum se deschide. Cineva simt că cineva a ales. A ales să vină spre voi. Poate că și voi. Nu poate, sunt convinsă. Că și voi ați ales, în primul și în primul rând, să vă vindecați, să vă iubiți. Și să manifestați ce e mai frumos din voi. Și atunci, atrageți oameni care văd valoarea voastră, care o pun într-un safe, într-un loc special. Da? Acolo trebuie să stați voi, într-un loc special. Nu oriunde. Așa am simțit să traduc cărțile. Hai să vedem, să și clarificăm. Crede? Ce mai vine? În plus a venit 3 de spade, dar a venit invers. Îmi place că a venit invers. Vă elibera și voi de dezamăgire și dacă persoana care vine a avut niște probleme, suferință, se eliberează și persoana respectivă de acele suferințe. Frumos, frumos. Hai să mai amestec ce mai apare. Iar 2. 2 de monede. Și asul de monede. Iar și voi și persoana pe care o manifestați, că vine acum, că urmează, e pe cale, variază de la om la om, pentru că în funcție și de capacitățile voastre de manifestare și de cât v-ați implicat în această manifestare, unii s-au implicat de ani de zile conștient, alții de mai puțin timp, dar variază. 3 de bucate, te rog frumos. Spre amate. 3 cărți. Ba da, hai să vedem. 3 de bute. 3 de bute. Și aici 6 de bute. Justiția și cavalerul de monede. Uf. Dar au venit invers. În această așteptare în care cavalerul de monede n-a mai venit. N-a mai venit pentru că el în general merge încet, ci când vine invers, aproape că și-a pierdut direcția. Și-a pierdut determinarea. Posibil că ați așteptat pe altcineva și în această așteptare v-ați dat seama, eu, haideți să vă fac să înțelegeți și apoi vă explic. Cineva vede în zare aceste nave, da? Oportunitățile. Le vede. Și la un moment dat își pune ochii pe o navă și zice, se uită acolo cu binoclu, anticipează că acolo este ceva. Dar de fapt, cu cât se apropie nava, descoperă că erau niște lucruri pe care nu le-a observat de prima oară, care atrag atenția asupra unor situații nefaste, neplăcute, nesigure. Și ia privirea de la acea navă. Apoi se orientează la alta, care poate mai era în depărtare. Și aceea când începe să se apropie, vede că acolo e liniște, armonie, e pace, este cu totul altă atmosferă. Înțelegeți? Chiar dacă sunteți în așteptare, unii, repet, de mai mult timp, în această așteptare, ați așteptat pe cineva care a fost nedrept, justiția invers, care a manifestat eșec față de voi și care, deși a manifestat eșec și nedreptate, din motive de egoism sau de neîncredere, acest personaj n-a făcut nimic să vină, nici măcar încet. Efectiv, s-a blocat în ceea ce a creat. Cu alte cuvinte, persoana care n-a fost corectă cu voi, a fost prea egoistă sau din cauza, eu știu, unor situații dezechilibrate, aș spune, din neîncredere, acest personaj a trebuit să-și preia karma, să suporte consecințele neîncrederii. Consecințele neîncrederii în ei, în talanților, în ocazia de a fi cu voi și de a crea ceva, le atrage o karmă.
Probabil că știau că îi așteptați. Hai să vedem. În continuare. Eremitul, tăcerea. S-a pus tăcerea între voi și această persoană. Clarificăm patul de monede. Clarificăm. Turnul, interesant. A fost o separare. Cine a ținut mai mult la stabilitatea fizică și a creat nedreptăți, karma acelui personaj care a ținut mai mult la stabilitatea fizică tradițională, da? Și nu la ceea ce se putea crea în credință și optimism, acel personaj și-a luat karma. Îi se bulversează întreaga construcție și întreaga avuție sau economiile îi sunt răvășite de acest turn. Economiile, relațiile stabile, relațiile karmice în care a preferat să stea, sunt bubuite în această perioadă. Eventual și voi participați la acest turn prin faptul că vă separați de ei. Pentru că ce făceau? Fugeau de dragoste. Fugeau de manifestare, de implicarea serioasă, valetul de monede. Fugeau de așa ceva. Preferau să nu se implice cu șapte de spade. Preferau să trăiască în minciuni. Să se saboteze pe ei, dar implicit îi sabotau și pe ceilalți, inclusiv pe voi. De aia zic, simt că acest turn face parte și din deciziile voastre. Clarificăm cavalerul de cupe. Cavalerul de cupe. Patru de cupe. Acum? Voi le-ați oferit ocazia să se vindece, să iubească, să se deschidă emoțional. Ei au preferat să stea cu brațele în sân și să-și guste paharele, să stea cu prietenii sau în birou sau eu știu pe unde o sta și să-și verse amarul în lacrimile, da? În paharul acesta de vin, de whisky, de ce mai fi de bere, da? Acest personaj a preferat să stea cu mâinile în sân, în loc să adopte, ia uitați-vă, în loc să primească dragostea, asul de cupe. Dar ce interesant că lângă asul de cupe era și moartea, transformarea. Și de frica transformării a preferat să stea în locușorul său. Voi le-ați oferit cavalerul de cupe. Le-ați oferit această cupă a prieteniei, a dragostei, a vindecării. Și dacă erau așa plictisiți și dezamăgiți și au ratat această ocazie, din 4 și cu 1 se ajunge la 5, la regrete eterne, da? 6 de cupe. Da, un suflet pereche care v-a rănit. 3 de spade. V-a rănit. Ce aici? Împărăteasa. Și Marea Preoteasă. Împărăteasa și Marea Preoteasă în ultima vreme mi-apar împreună. Aici sunteți voi. Deschiși către lucrurile necunoscute care vă conștientizați valoarea, frumusețea, abundența, grădina interioară. Și atunci, dacă voi sunteți aici, nu meritați tot ce e mai bun? De ce să primiți pe cineva care stă cu brațele în sân și nu face nimic? Și să nu primiți un rege de monede sau, eu știu, ce? O stea. Un personaj care știe ce înseamnă să lucrezi în grădina ta sau grădina sa, care știe ce înseamnă să te apreciezi și să-ți folosești talanții, nu să stai cu brațele în sân și să nu primești o ofertă pe care nu știi dacă o mai primești a doua oară.
Doi de spade. Doi de spade. Clarificăm doi de spade. Îmi place că s-a terminat pasul de cupe. Regele de bute. Interesant ce simt. Din cauza atitudinii, din cauza lipsei de încredere, din cauza egoismului, din cauza ori una ori altă, da? Că unii poate n-au fost egoiști, au fost lipsiți de vână, cum se zice, da? De energie, de pasiune, să cucerească, să se cucerească, să-și cucerească destinul, da? Să se lupte pentru ei. Deci, din cauza acestor două motive, ori egoism unii, ori lipsă de încredere, au provocat, repet, acest dezechilibru, această nedreptate față de voi. Față de voi. Prin faptul că nu s-a putut construi ceva. Cavalerul de monede construiește cu răbdare, cărămidă, peste cărămidă. Se duce, face rost de materiale, da? Mai încet. Dacă nu merge mașina, se duce și de ea cu sacoșa cărămidă. După cărămidă, da? Dar a venit invers. Nu s-a implicat. Era prea multă muncă, obosea, transpira probabil și... E, când transpir, probabil că mi-e roșu, urât și nu mai poți să cucerești. Glumesc, fac un pic de... poate sunt un pic ironică, dar... Asta e cu oamenii care nu se implică. Eu aici vreau să revin. Acest personaj nu a decis, nu a ales ce ar fi trebuit să aleagă. Și voi veți primi asul vostru de cupe. Pentru că ei n-au ales, veți primi de la univers. Deocamdată pe regele de bâte, interesant, îl văd ca pe un personaj care și-a lăsat tronul, din niște motive. Ori n-a ajuns la el pentru că stă cu brațele în sân și se uită la pahare și plânge și regretă și nici nu ia oferta pe care o are, dar nici nu e pasiv. Agresiv, agresiv pasiv, de fapt. Asta vreau să spun. Că ar putea și acest personaj să fie rege de bâte. Ar putea. Dar încă. Nici nu știe că are un tron. Și dacă ar ști că are un tron, nu ar avea curajul. Da, e o chestie de curaj. În acest moment, în acest context, simt că... Da, o să clarific. Regina de cupe și 10 de monede. Regele de bâte, da, asta este. Așa simt acum și așa povestesc. Am zis, este un tron încă nelocuit. Cred că voi vă deblocați de această poveste. Da. Am zis că doi de spade în general sunt cele două, vedeți, sunt cele două spade care stau în formă de X, de ca și când creează un blocaj. În această poză vedeți și voi, spadele sunt ridicate. V-ați deblocat inima, pentru că sunteți conștiente sau conștienți că nu veți atrage abundență și spor și creștere spirituală dacă stați cu inima blocată în această poveste. Și deblocându-vă inima, atrageți asul de cupe, vindecare și o nouă dragoste și creați spațiu. De fapt, acest tron este în sufletul vostru pentru o anumită persoană care este aptă să guverneze alături de voi. De ce zic alături de voi? Pentru că la capătul setului de cărți apare o regină de cupe. Da? Un personaj care are plăcerea să vindece, să ofere frumos, da? Și să fie empatică, să fie
persoană, da? Persoană empatică și bărbat poate să fie, să-și recunoască emoțiile, ba încă să le prezinte, da? Ca inspirație, ca și când cineva ridică paharul la o masă, da? Ca inspirație pentru alte persoane. Da, uite, eu iubesc, la 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 la, da? Ei, și fiind așa, voi, regine, chiar dacă sunteți bărbați, recunoscându-vă emoțiile, puterea de a iubi, mai ales acum, deblocați, invitați în sufletul vostru pe cineva care poate să guverneze alături de voi, rege și regină, da? Chiar dacă sunteți diferiți, asta nu înseamnă că nu puteți guverna împreună. Nu trebuie musa să ai un rege de cupe, pentru că ai nevoie și de acțiune, da? Și atunci, eu așa văd, ca pe un toast în care voi ridicați paharul în fața universului, în fața lui Dumnezeu. Eu așa fac, nu știu voi dacă ați făcut vreodată așa ceva. Ridicați paharul și vorbiți. În cinstea viitorului rege. Adul, Doamne, sau în cinstea viitoare regine, că poate să fie și regine la invers. Și în spatele acestei regine se pare că e o nouă lume, da? O nouă lume interesant, un nou capitol, iar lumea, iar capitol, în care va fi fericită într-o familie serioasă, abundentă, fericită. După ce lasă în spate, dragii mei, luptele cu orgolile altora și dezamăgiri imense, dureri. Asta este, așa simt. Și acest om putea să fie rege de bute, dar n-a vrut. Și atunci a apărut separarea. I-ați blocat. Acum însă vă deblocați, pentru că știți că nu e bine să stați în blocaj. Pentru voi o faceți, nu pentru ei. Și deblocându-vă, nu le creați lor cale liberă, ci lăsați universul să vă aducă pe cine este potrivit. Și în paralel vă umple și voi, și voi paharul, sufletul, cu ce mai frumos. Ia uite, nouă de monede, sunteți independente, independenți. Wow, transformare! Dar nu o să mai fiți, pentru că am văzut 10 de monede. Cineva vine. Da, cineva vine. Interesant, pe bicicletă, nu știu dacă vine pe bicicletă. Dar vine cineva să vă ofere regina de monede. Și aici avem regele de monede, da? Cineva vine să vă facă o ofertă specială. Ia uitați astfel de monede, ce frumos arată. Și vorbim de monede pentru că avem nevoie de lucruri serioase, stabile. Nu putem să experimentăm viața doar din punct de vedere emoțional, mental, ci trebuie să și manifestăm, pentru că de-aia suntem pe pământ, să creăm ceva. Interesant. Nouă de monede. Nu o să mai fiți mult timp singure, doamnelor și domnilor, da? Pentru că apare această moarte și renaștere, o transformare. Ați terminat capitolul, ați încheiat cu cei care v-au decepționat, nicio problemă. Nu o să fiți mult timp singure, pentru că vine o nouă dragoste. Dar vine fuga. Și am senzația că această nouă dragoste, asul de monede și asul de cupe, serioasă, dragoste serioasă, ați mai trăit-o. Acest opt îmi spune că ați mai trăit-o. Face parte dintr-o serie de cicluri pe care le mai trăiți din când în când cu o anumită persoană. Viața vă separă sau ciclurile de viață vă separă o perioadă, pe urmă iar vă aduc. Iar vă separă, iar vă aduc. Sunt cicluri de vieți. Probabil că amândoi aveți ceva de făcut împreună. Deci, regele de monede, regina de monede și asul de monede. Nu uitați, asul de cupe. Și acum, dacă sunteți preîmpărătese, nouă de monede, asul, și cu nouă de monede, ce înseamnă? Că deveniți regine sau regi de monede. În curând. Și nu e vorba de căsătoria aceea la trip, nu la trip, nu se căsătoresc oamenii. La biserică și la... Unde, domnule? La primărie, nu? Nu, nu despre asta e vorba. E vorba de asumare conștientă. Da?
că vă potriviți, că vă iubiți, că vă respectați și vreți să faceți ceva special. Lăsați în urmă pe cei care v-au mințit. Îi lăsați. Ei se vor uita. Ia, uite, unde este. În high class? N-am știut, că dacă știam, poate. Nu, și dacă ar fi știut, o n-ar fi încercat. Că n-a avut curaj. Pentru că a fost laș. Sau invers lașă. Cam aceasta este etalare pentru această perioadă. Repet, pentru că am mai spus-o de-a lungul anilor. Etalările variază de la câteva zile la câteva luni. Deci ceea ce spun acum, ca și mesaj, se poate manifesta în câteva luni. Dar acum se așează energiile, capitolul, pentru următoarea perioadă. Hai de încă un mesaj. Un mesaj, un sfat. Și dacă nu e vorba de căsătorie, și dacă nu e vorba de un anumit personaj, este vorba de ridicarea voastră de la 9 de monede într-o poziție de regalitate. Aveți afacerea voastră, aveți proprietatea voastră. Și atunci, dacă aveți proprietatea voastră, puteți să atingeți regatul vostru și să mergeți mai departe, da? Un sfat. Sfinte, dă-ne un sfat. Interesant. Curățați-vă mintea și vorbiți mai puțin și simțiți mai mult. Eventual, simțiți anticipați cu 3 de bute și cu asul de cupe. Anticipați că vindecarea voastră vă va aduce lucruri intense. Intense și neașteptate. Transformări neașteptate. Abundență neașteptată. Vindecare după o perioadă de boală neașteptată. Da? Lucrați cu sentimentele voastre. Cam atât. Sper că v-a plăcut. Vă doresc dragoste, pace, creștere spirituală și vă pup. Pa, pa!